Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit! Pentru astăzi am pregătit o activitate care cred că vă va plăcea, pentru că este de fapt mai mult o joacă. Vom picta într-un mod inedit folosind mijloace de transport. Eu am pregătit un tractor, care este un mijloc de transport terestru, rutier, pentru că merge pe șosea, și mai am aici un tren, care tot mijloc de transport terestru este, dar feroviar, pentru că merge pe șine. După ce pregătiți niște mijloace de transport pe care le aveți în casă, de jucărie, bineînțeles, aveți nevoie de o foaie albă și culori, pe care vom începe să le picurăm pe foaia de hârtie. Din loc în loc. Am folosit prima oară galben, apoi voi pune roșu. La fel ca galben, din loc în loc îl voi pune. Mai pun și verde. Și puțin albastru. Nu mai este atât de mult albastru și curge puțin mai greu. Gata, am reușit. La fel, din loc în loc punem. După ce am pus pe foaia de hârtie picături din loc în loc de diferite culori, vom începe și ne vom plimba cu mijloacele de transport pe foaia noastră albă să vedem ce se întâmplă. Voi începe cu trenulețul și mă voi plimba printre ele. Acum aș vrea să mă plimb puțin și cu tractorul. Acesta lasă alte urme. Puteți să observați ce urme lasă fiecare mijloc de transport pe care îl folosiți și ce se întâmplă cu culorile noastre. Cum spuneam, dacă aveți o foaie mai lungă, mai mare, vă puteți juca mai mult și puteți să obțineți lucrări mai colorate și mai frumoase. Eu am obținut acest lucru. Fiind o foaie mică, nu am putut să mă plimb foarte mult. Dacă aveți, vă sfătuiesc să întindeți o foaie lungă pe jos, într-un loc unde puteți și vă arată părinții voștri, și apoi puteți face trasee prin culori și o să obțineți tot felul de trasee colorate și frumoase. După ce se usucă, dacă nu vreți să renunțați la el, puteți să decupați inimioare, floricele, pe care ulterior să le folosiți la alte activități, să decorați alte lucruri. Dragilor, cum v-am spus, astăzi activitatea noastră este mai mult o joacă, pentru că mie îmi place să mă joc și îmi place să învățăm lucruri jucându-ne. Așa că sper că vă veți distra făcând acest lucru. Vă mai sfătuiesc, când faceți aceste trasee, să observați ce se întâmplă cu culorile, cum se îmbină și cum obținem alte culori atunci când amestecăm două nuanțe diferite. De exemplu, dacă îl amestecăm pe roșu cu galben, va ieși portocaliu. Vă doresc distracție plăcută și dacă reușiți să faceți acest lucru, vă rog să-mi arătați și mie câteva poze cu ce trasee v-au ieșit pe foaia voastră albă de hârtie. Vă pup, vă îmbrățișez, vă doresc un weekend minunat și să rămâneți la fel de veseli. Vă pup, dragii mei! Pa, pa!